Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Începe distracția pe litoralul Mării Negre, se duce lumea la plajă, sunt reguli care trebuie respectate. E vreo regulă care trebuie respectată, care se respectă pe plajă, pe litoralul nostru? La ce dacă te referi? E vreo regulă care se respectă? Da, vreo regulă. Nu se mai pun cearșafuri la mai puțin de nu știu cât de apă. Cum? Nu se mai... E o regulă care prevede ca cearșaful, da, să nu fie prea aproape de buza apii. Așa. Pentru că, deoarece... Pentru că, deoarece, se udă cearșaful. Și le-a făcut regulă, bă, da. Să treacă salva mării. Da. Cu mașinuța, bzz, bzz, da. Știi? În caz de... Ce regulă se respectă? Dacă se afișează drapelul ăla roșu, nu intrați în apă... Aia nu prea poți să o respecti, că este jurul scurt și asta e, o viață avem. Vorba aia, da, murim ca bărbații. Da, băi, tata, în 6 zile mai sunt 2 steag roșu de 4. Las. Da, cu cearșafurile era chiar enervantă. Dacă adică murim, dacă... oricum, nu ne mai interesează, știi? Dacă te duci la mare, te trezești de dimineață, te duci, îți pui prosopul pe șeslong. Asta e o, altă, asta e o chestie care e super nasoală. Da. Mă rog, una peste alta nu mai contează. Vii cu familia, te așezi, ești, ai apa în față, e super așa drăguț. Și vine unul și strântește cearceaful și familia de 12. Și el musă să stea în fața ta. Tu stai seama cât costă să te duci cu familia la mare acum? Așa este, dar e neplăcut. Eu n-am zis că n-are voie. Am zis doar că e neplăcut din punctul ăsta de vedere. Dar persoanele care se trezesc la ora 5 dimineața, se duc și pun prosop pe șezlong și după aceea se întorc la culcat și mai vin pe la 11? Să știi că și eu mă duceam, nu la 5. Nu cred! Da, eu mă duceam. În Grecia făceam chestia asta. Vai ce nenorocit, cum poți să faci așa ceva? Da, nu neapărat pentru primul rând de șezlonguri și asta, nu râvneam la chestia asta, ci la o bucată mai bună din plajă, unde era și apa mai faină. Știi? Adică, cumva, dar nu mă duceam la 5. Mă trezeam undeva la 7 jumătate, oricum mă trezeam dimineața, știi? Nu, mă duceam la 7. Da. Da. Băi, ce oameni. Dar, știi, sunt... Am văzut în țările civilizate, practic, când te cazezi la un hotel care are plajă, plaje, în concesiune și șezlongurile respective, primești un șezlong sau două șezlonguri pe camera respectivă pentru tot sejurul. Așa mi se pare super civilizat. Și asta da, dacă ar vrei putea fi așa, ar fi minunat. De ce să nu fie așa? Și dai o șpagă să-ți alegi șezlongul, să nu ți-l dea. Nu, e că acolo în Grecia, unde, de locul unde vorbesc, plajele nu sunt ale hotelurilor, sunt concesionate cumva și... N-ave cum sunt să faci o rezervare. Da, e adevărat. Sunt concesionate în zona respectivă, știu și eu, că legal nu pot să fie. Nu aveam opțiunea private. Asta. Nu aveam opțiunea asta. Păi și vezi? Atunci... Aici este problema. Da, e adevărat că lângă acolo era și o cârciu. Da. Mă mir că se întâmplă, de exemplu, în cazul unui... Adică am văzut pe Facebook o controversă mare, este un hotel undeva în Cap Aurora, de 4 stele, care a afișat un anunț pentru clienți în care spune că dacă pleci mai mult de 30 de minute, nu poți să ții șezlong ocupat. Adică 30 de minute dacă nu e nimeni pe șezlong, haț, vine și ți-l ia. Nu merge să lași prosopul să... Asta ar putea fi valabilă în cazul în care șezlongul respectiv e inclus în tariful pe care l-ai plătit ca să stai la hotel. Da. Și nu mai plătești suplimentar pentru el. N-ar fi mai simplu așa? Ei, camera ai cumpărat, camera ai cumpărat și șezlongul pe toată perioada respectivă ți-l dă cu număr, șezlongul numărul 12 pe plajă și ok, pleci, te duci și treaba ta e șezlongul tău alea 6 zile. Dar așa, ce, e competiție permanentă pe șezlongurile de pe plajă sau cum? Adică trebuie să faci tafetă când intri în apă, trebuie repede să iasă unul, hai, exact, care ești? Du-te păi până la șezlong. Te ține în priză, serios. Ai crezut, ai văzut că după concedii te întorci așa un pic buimac? Te ține în priză toată chestia asta. Cu... Și ce, apă... ce amintire ai tu din vacanță? Uite, poate... eu am amintirea asta, când mă duceam și mă... era competiție pe șezlong. Da, poate noți mai mult de 30 de minute. Poate te duci să mănânci un mic. Ce faci? Mănânci pe rând. Păi, te duci până în cameră să citești și te întorci. Corect. De ce nu se poate? Am văzut că ăștia în Egipt nu mai au problema asta acum, adică nu prea mai intră în apă. Da. Deci... În ultima perioadă. Da. A fost un incident cu un... A fost rechin, da. Rechin. Da. Nu se întâmplă destul de des. Am acolo. Acum ce a fost, mai că a mai fost unul parcă acum un an sau doi, nu? A mai fost ceva. De înainte era mai rar. Da. Prima dată nu era mai rar. Adică odată la câți bani era? Mi s-a întâmplat și mie să mă duc și nu era voie să, nici măcar nu te lăsau să te apropii de apă. Deci aveau, aveau și rechin de uscat sau da, ce? Da, asta mă gândeam, zic, pe bune, ține bunită, adică... Crocodil de apă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.